La serviciul județean de ambulanță Suceava au fost reluate din luna februarie consultațiile de urgență la domiciliu care se acordă gratuit. Persoanele care au probleme de sănătate, dar nu vor neapărat să se interneze, sunt rugate să solicite consultații la domiciliu prin numărul 112, a precizat conducerea serviciului județean de ambulanță. Acest serviciu medical se acordă gratuit, de contare efectuându-se la Casa de Asigurări de Sănătate Suceava și se adresează persoanelor care consideră că nu au nevoie de spitalizare, urmând ca în cursul consultației medicul să fie cel care va decide rămânerea pacientului la domiciliu sau internarea în spital. Consultațiile aferente au fost suspendate în luna ianuarie, din februarie, ele putând fi acordate zilnic între orele 8 și 20. Totodată se pot face și programări pentru consultații la domiciliu la telefonul 0230 511 -003. Referitor la acest serviciu, care funcționează de mai multă vreme, conducerea Serviciului Județean de Ambulanță susține că populația nu-l prea solicite deși a fost popularizat în unele zile fiind între 5 și 18 solicitări în cele 12 ore, dar în altele niciuna. Reprezentanții Serviciului Județean de Ambulanță susțin că este o oportunitate pentru populația această consultație de urgență pentru persoane cu afecțiuni moderate care nu se pot deplasa, mai ales prin faptul că nu se percepe nicio tax, serviciul fiind decontat de Casa de Asigurări de Sănătate. În altă ordine de idei, conducerea Serviciului județean de ambulanță a informat că în pofida vremii geroase și a zăpezii, toate ambulanțele din județ circulă fără probleme la solicitări, nefiind întârzieri la cazuri și datorită faptului că autoritățile s-au implicat. Iarna fiind mai aspră și solicitările sunt mai multe, în tot județul s-a înregistrat o medie de 120 până la 130 de solicitări în 24 de ore. Nu e o medie exagerată, susțin conducerea Serviciului Județean de Ambulanță. În general sunt solicitări de la bolnavi cronici decompensați, pacienți mai în vârstă și pentru copii cu probleme respiratorii.